Bună tuturor! Numele meu este Delia. Sunt consilier și coach intuitiv și practicant al tehnicii de vindecare cuantică prin hipnoză QHHT. Găsiți mai multe detalii în legătură cu activitatea mea și modul în care vă pot ajuta în descrierea acestui clip. Astăzi m-am gândit să reiau seria de mesaje intuitive, intenții zilnice din cartea Învățături zilnice de Rhonda Byrne. În ultima vreme mi s-a făcut chiar foarte dor să reiau această serie. Pentru cei care nu-și mai amintesc despre ce este vorba sau poate nu ați văzut niciun videoclip din seria Intenții zilnice, Învățături zilnice, vă reamintesc că ceea ce făceam în acele videoclipuri era să îmi stabilesc o intenție, o dorință pentru ziua respectivă sau poate să mă gândesc doar la o dorință a mea pe care o am nu doar în acea zi, ci o păstrez așa până când se împlinește, mă tot gândesc la ea. Și cu gândul la acea dorință, deschideam la întâmplare cartea Învățături zilnice și citeam mesajul de acolo. Îl numeam mesaj intuitiv pentru că era descoperit la întâmplare din carte și mesajul acela cumva, întotdeauna, nu doar că oglindea dorința, intenția la care mă gândisem, dar dădea și soluții. Soluții din perspectiva legii atracției, bineînțeles. Așadar, m-am gândit să reiau această serie de videoclipuri. Am dat puțin la o parte tabla pentru că pe ea este notat titlul cursului Magie împreună și n-am vrut să mă apuc să stau să șterg și apoi să scriu mesaje intuitive, apoi să șterg din nou să scriu Magie împreună. Așa că îmi cer scuze pentru decorul destul de simplu pe care îl aveți în aceste videoclipuri, însă sper că ceea ce vom citi și vom descoperi din cartea Învățături zilnice va fi de ajuns să ne inspire chiar mai mult decât ar face un decor mai bogat în spatele meu. Vă invit să vă gândiți fiecare, închideți ochii, inspirați adânc, relaxați-vă și gândiți-vă la ceva bun, ceva minunat, ceva ce v-ar plăcea foarte, foarte mult să vi se întâmple. O intenție, o dorință, un vis al vostru. Gândiți-vă la acest vis, mă gândesc și eu la propriul meu vis, propria mea dorință și apoi vom deschide împreună cartea pentru a descoperi mesajul intuitiv de astăzi. Am deschis la pagina 122. Pagina 122. Ori de câte ori te plângi de lucrurile din viața ta, tu emiți frecvența lamentării, astfel încât nu poți atrage către tine nimic din ceea ce îți dorești. Pune-te din nou pe frecvența binelui prin gândurile și prin cuvintele tale. Acest lucru te va face să te simți în mod spontan mai bine. În plus, în acest fel, te vei pune pe frecvența care îți va permite să primești din ce în ce mai multe lucruri bune în viața ta.
Dacă aveam tabla disponibilă să scriu pe ea, aș fi scris cuvântul lamentări. Lamentări. Și pentru că nu am tabla, nu voi scrie cuvântul nicăieri. Poate îl voi scrie să apară așa aici. Lamentări. Lamentări. Și vă invit să ne gândim, să vă gândiți și voi. Foarte puțin, nu prea mult, să nu insistăm prea mult pe lamentări, dar haideți să ne gândim puțin la lucrurile de care ne lamentăm. Poate, ca să fie mai simplu și mai rapid, lucrurile de care v-ați lamentat chiar astăzi, până acum, când ați urmărit acest videoclip. Poate că era un alt șofer iresponsabil din trafic. Poate că erau facturile neașteptat de mari sau faptul că a plouat prea des și n-ați putut merge la mare. Poate că are legătură cu indolența copilului, refuzul de a își face temele de vacanță. Poate are legătură cu ceva ce a făcut partenerul de viață sau ceva ce nu a făcut și v-ar fi plăcut să facă. Bun. Și acum, pentru că am dat o serie de exemple, cred că sunt de ajuns, cu siguranță v-au activat ceva de care v-ați, știți că vă lamentați, ori vă lamentați în mod obișnuit, ori vi se întâmplă câteodată să vă lamentați de acele lucruri. Ideea era așa, să ne gândim puțin la câteva lucruri de care ne lamentăm și să le anulăm, să ne imaginăm pur și simplu că le ștergem cu un burete, da? Sau le tăiem cu un mare X până când nu se mai văd, da? Le-am anulat. Le-am făcut să dispară. Piu! Și în locul lor punem ori inversul lor, ori altceva ce ne-am dori și care, de care am face fix opusul de a ne lamenta, ne-am bucura, ne-am înveseli, ne-am simți entuziasmați, încântați și așa mai departe. Sau ne-ar liniști, ne-ar crea o stare de siguranță, de confort, de liniște, pace interioară. Și acum, la aceste lucruri, vă invit să medităm, să ne gândim puțin mai mult și să ni le imaginăm și să le vizualizăm că chiar s-au întâmplat. Și ne bucurăm de ele. Este bine. Sper că v-a plăcut micuțul exercițiu propus de mine astăzi și îmi doresc ca citatul să vă fi ajutat să vă invite să vă activeze acele gânduri și acele tipare de gândire benefice pentru voi care să vă ajute să generați rezultate pozitive, minunate în tot ce faceți,
în oricare și în toate aspectele vieții voastre. Vă doresc din suflet numai bine și abia aștept să ne revedem cât mai curând la un nou mesaj intuitiv. O nouă învățătură din cartea Învățături zilnice de Rhonda Byrne. Mulțumim Rhonda Byrne pentru toate aceste cărți din seria Secretul pe care l-ai creat.